Miercuri 11 august, între orele 7, 9 și 17 și 19, polițiștii olteni au desfășurat acțiuni în sistem integrat pe raza întregului județ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. La acțiunile desfășurate au fost angrenați peste 150 de polițiști din cadrul structurilor rutiere de ordine publică și de la transporturi, iar în cele 4 ore de acțiune a fost verificat modul de respectare a normelor rutiere a celor privind transportul de persoane, transportul de marfă și de material lemnos, fiind desfășurate activități și pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale în segmentul stradal, prevenirea baterilor săvârșite la trecerile la nivel cu calea ferată, verificarea respectării regulilor pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2 în zona stațiilor CFR și în trenurile de călători care tranzitează județul Olt. În doar 4 ore, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 85.000 de lei. La acțiunile desfășurate au fost angrenați 155 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră și transportul. În urma abaterilor constatate au fost aplicate 306 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 85.000 de lei. Totodată au fost reținute 21 de permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Între abateriile constatate de polițiști se numără și cea a unui bărbat de 36 de ani din Brăila, care a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea autoturismul pe DN65 în afara localității Optaș, cu viteza de 178 de km pe oră, pe un sector de drum unde limita de viteză este de 100 de km. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2175 de lei, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile. Au existat însă și situații fericite în care șoferii conduceau regulamentar și fără a fi consumat băuturi alcoolice. Tot ieri, polițiștii au depistat și un bărbat de 22 de ani din Aninoasa, județul Dâmbovița, în timp ce transporta cu o auto utilitară în localitatea Fărcașele, județul Olt, cantitatea de 2,60 de metri cub de material lemnos, fără a respecta prevederile legale. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei și a fost ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de material lemnos. Astfel de acțiuni punctuale vor continua și în perioada următoare și vor viza și alte categorii de verificări.